te invit să afli ce carte de tarot a căzut pentru zodia ta și ce îți va spune despre luna mai. Berbec, carte de tarot, 5 de săbi. Pe bună dreptate se spune că frica de înfrângere generează înfrângere. Prin urmare, sarcinata principală pentru luna mai este să nu te concentrezi asupra anxietăților și fricilor tale, care îți pot opri și încetin mișcarea activă înainte. Ascultă-ți intuiția, lasă-o să te ghideze de fi mai e care dată când frica începe să te zguduie, puneți întrebarea, de ce îmi este cel mai frică, metode excelente de rezolvare fricilor, terapie prin artă, meditație, neurografie, taur, carte de tarot, 6 de săbi, luna mai îți va deschide noi orizonturi. Dacă te gândești de mult să mergi la școală, este timpul să-ți îmbunătățești abilitățile. Toate cunoștințele noi care îți vor veni în luna mai te vor ajuta să-ți construiești o strategie de dezvoltare ulterioară, precum și să-ți crești veniturile. Este posibil să primești informații neașteptate și importante pentru tine. Luna aceasta va trebui să fii flexibilă și neconvențională în rezolvarea problemelor litigioase. Gemeni, carte de tarot, regina de săbii. Luna mai va cere de la tine capacitatea de a fi flexibilă la circumstanțe, de a te adapta rapid, fără a uita în același timp adevăratele tale dorințe. Cartea indică un număr mare de negocieri de afaceri și de plasări frecvente. Când faci negocieri, conectează-ți carisma, farmecul și atunci când iei o decizie, bazează-te pe miezul tău interior și pe mintea rece. Nu amesteca emoțiile. Acestea pot doar să interfereze cu tine, rac, carte de tarot, patru de cupe, te vei afla într-o lună minunată, ai totul pentru a te simți în cel mai bun mod, te bucuri de fiecare moment, dar ești mulțumită? Este o mare întrebare aici, fii atentă la sentimentele și senzațiile tale, chiar și ceea ce înainte părea cea mai înaltă fericire poate înceta să-ți facă plăcere. Prin urmare, sarcinata este să vezi. Să observi și să simți. Trăiești aici și acum. Înconjoară-te de oamenii pe care îi iubești, care se te asculte și să te susțină. Răsfață-te cu cumpărături plăcute. Leu. Carte de tarot. Trei de monede. Motoul pentru luna mai, cu muțășterni, așa vei dormi. Urmează o lună de stabilitate materială și liniște, dar pentru ca aceste lucruri să se, se întâmple, va fi necesar să lucrezi fructuos poate că la un moment dată totul ți se va părea o rutină plictisitoare, te vei simți obosită, dar ai un scop, așa că nu te opri. Mai departe va fi chiar mai interesant. Fecioară, carte de tarot, regina de spade, tot ceea ce îți va veni nou în luna mai, informații, studiu, sarcini, va fi asimilat și înțeles din mers. Reușești să păstrezi echilibrul, ceea ce este foarte important. Dar mereu cauți un nod în papură, fii atentă la căutarea greșelilor, acest lucru poate duce la devalorizarea succeselor, realizărilor și victoriilor tale, nu te compara cu nimeni, te va duce doar într-o fundătură, analiza, mintea rece, capacitatea ta de a te descurca cu totul rapid și de a ieși învingătoare chiar și din cea mai neplăcută situație te vor conduce la rezultatul dorit, balanță, carte de tarot. Faetonul, luna mai va fi o lună importantă, modul în care o cheltui va determina traiectoria ulterioară a mișcării tale. Faetonul este o carte de schimbare, mutare, călătorii de afaceri, întâlniri de afaceri, demarare de proiecte, toate acestea îți pot aduce bonusuri plăcute. Această carte le revine numai războinicilor adevărați, ai răbdare, te-ai îmbarcat pe calea cea bună. Ajută-te puțin mai mult cu acțiuni și vei ajunge la rezultatul pe care l-ai visat, drumul nu este ușor, dar cu siguranță vei reuși. Scorpion, carte de tarot, luna, pentru tine, luna mai va fi de asemenea semnificativă. Ai o carte a căii și a căutării, uneori aceste căutări pot aduce la gânduri sumbre, nu agrava situația cu temeri, sprijină-te pe tine însă Îți încearcă să simți mai multe decât să gândești. În această perioadă, pot apărea vise profetice, vei vedea semne. Un moment minunat pentru a alimenta energia sexuală feminină, antrenamentele pentru femei, retragerile, petrecerile și cursurile de dans te vor ajuta în acest sens. Săgetător, carte de tarot, judecata. În luna mai ar trebui să ai o schimbare plăcută. Acest lucru se poate aplica atât la relațiile personale, cât și la locul de muncă. În muncă, aceasta poate fi o schimbare de atribuții, pregătire, avansare, o schimbare în domeniul de activitate. În relațiile personale, aceasta este schimbarea relațiilor la un nivel calitativ diferit. Oamenii din trecut îți pot bate la ușă. Nu forța lucrurile. Lasă schimbările din viața ta să aibă loc fără probleme și treptat, într-o zi te vei trezi și vei fi surprinsă de cum ți s-a schimbat viața. Capricorn, carte de tarot, cavaler de baghete, te așteaptă o lună de victorii și realizări, dar pentru ca toate acestea să vină în mâinile tale, va trebui să te arăți cât mai mult posibil, să-ți declar talentele, luna mai va fi plină de entuziasm, viteze mari. Sunt posibile relocări, schimbări frecvente de imagine și mediu. În sfera dragostei, este timpul pentru pasiune, dorința de a câștiga un partener și de a da dovadă de șefie în relații. De asemenea, de multe ori această carte apare chiar la începutul unei relații, când totul se dezvoltă într-un ritm vertiginos, există un spirit de aventurism și risc. Vărsător, carte de tarot, 4 de spade. În luna mai va fi foarte important pentru tine să construiești o comunicare corectă, bazată pe intimitate intelectuală și nu pe dorințe impulsive. Acuratețea în cuvinte, acuratețea în acțiune este motoul tău pentru această lună. Caută o abordare blândă a oamenilor, fii delicată, găsește un teren comun care să-i mulțumească pe toți participanții la conversație. Această carte mai indică negocieri importante de afaceri pentru tine. Este posibil să primești o ofertă de parteneriat. Pești, carte de tarot, Cavaler de spade. Luna mai va zbura cu viteză mare pentru tine. Poate că vei fi vizitată de idei și perspective neașteptate. Este un moment minunat pentru a-ți îmbunătăți abilitățile profesionale și a-ți extinde experiența. Urmează o pregătire intensivă, seminarii Cursuri de master, în luna mai, vei găsi comunicare intensă, schimb de informații cu oamenii, iar aceste lucru poate duce la o ciocnire de interese. Prin urmare, încearcă să eviți disputele și conflictele. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!